Dar el este la prima condamnare, este la 2 ani, da, deci intră în alt regim. Eu vreau să mă uit la problema de fond și vreau să observ încă o dată cum în România există registre diferite pentru două categorii de cetățeni. Există cei care fac legi și care ar fi trebuit să fie primii care respecte legile din țara asta. E vorba de parlamentar. Domnul Becali a fost un parlamentar, culmea, un parlamentar în Comisia, de Comisia Juridică a Parlamentului. Pe de altă parte avem oamenii obișnuiți, oamenii simpli, oamenii care se întâmplă să facă greșeli în viața lor și care niciodată nu se bucură de un statut special. Sigur că nu au bani să-și plătească avocați, sigur că egalitatea în fața legii este deja discutabilă. Cert este că acum în România demnitarii care ajung în pușcărie, cei care sunt mai mult sau mai puțin rezidenți în Hova și în Jilava, în România aceștia costă mai mult, de 3 ori mai mult decât un om care se află într-un spital. În România, un pacient obișnuit nu costă mai mult de 8 milioane pe lună, da? În ceea ce privește costurile sale de subsistență, în timp ce un politician de lux, care este pus după gratii, costă peste 20 de milioane.